După zile întregi de proteste, greve și negocieri, administrația Complexului Energetic Oltenia și cea mai mare parte dintre reprezentanții sindicaliștilor au ajuns astăzi la o înțelegere și au semnat noul contract colectiv de muncă. Documentul urmează să fie înregistrat la ITM. O parte din reprezentanții unei federații nu vor semna, asta este, mă rog, ne așteptam la lucrul acesta, dar important este că cea mai mare parte... Cu cea mai mare parte am căzut de acord. Sunt 65 de pagini ale contractului, pe 100 la anexe, care trebuie semnate pe fiecare pagină de foarte mulți oameni și 6 exemplare. Facem tot posibilul să încercăm să-l înscriem astăzi, deja se semnează la el, după care va fi adus și la mine, pentru ultima semnătură. Dacă nu, oricum, mâine, cu siguranță. Cele 4 federații și-au exprimat acordul pentru noul contract colectiv și numai o parte dintre delegați, lideri ai Federației Naționale Mine-Energie, nu au semnat documentul. Acest contract a fost făcut pe scheletul acordului care a fost încheiat cu cele 10 sindicate, care însumau un număr de 80% din numărul salariaților. Pentru a fi înregistrat la ITM, contractul colectiv de muncă va trebui semnat de jumătate plus unul dintre sindicaliști.